Și Vadim Brânzaniu, candidatul Partidului Social Democrat European pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, s-a lansat astăzi în campania electorală alături de echipa sa și a prezentat viziunea de dezvoltare a Chișinăului. Brânzaniu spune că printre prioritățile sale sunt construcția de pasaje supraterane și drumuri radiale a școlilor și grădinițelor, amenajarea locurilor de parcare, reabilitarea fondului locativ și dezvoltarea suburbiilor. Dacă ne raportăm la orașele dinspre vest, care au un potențial de dezvoltare mai mic a Chișinăului, atunci vom constata că Chișinău a rămas cu mult în urmă. Angajamentul nostru este să aduc Chișinău în față, să-i ofer dezvoltarea și strălucirea pe care o merită.